Vor mai veni oameni pe parcurs, dar noi trebuie să începem spectacolul pentru că artiștii mai au și alte cântări. Și nu în ultimul rând, pentru că vrem să vedem dacă vine moșul în seara asta. Așa că moșul vine la sfârșit, așa că noi trebuie să cântăm, știți, ca să vină moșul mai repede. Vedem dacă vine. Îi dăm un telefon, cu traficul să vedem cum face. Și Areni vine pe cupolă și se teleportează aici. Înainte de toate, am spus că este firesc și normal să o invit alături de mine pe Alexandra Nadane, care este președinta Studenți pentru Viață, pentru a afla mai multe despre tot acest spectacol și de ce ne aflăm noi aici. Draga mea, ai cuvântul. Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult că sunteți în această seară aici. Vă mulțumesc că ați venit pentru copiii și mamele de la Centrul Diaconia. Vreau să mulțumesc în primul rând colegii mele, prezentatoare, Ioana Picoș, care de mult timp depune un efort constant pentru a sprijini activitățile care aduc un bine și un strop de frumusețe în viața oamenilor. Ea, cu vreo două săptămâni în urmă, a prezentat și spectacolul colegilor de la Studenți pentru Viață Sibiu, dedicat Centrului de Copii RUD. Vă mulțumesc că sunteți în seara aceasta aici, mulțumesc Universității București pentru sprijinul acordat în realizarea acestui eveniment, mulțumim Radio Links care asigură transmisia online a evenimentului în această seară, mulțumim Asociația Feminist Pro Familie, mulțumim voluntarilor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment, Antonie Istanc, președinta Asociației Studenți pentru Viață, Universitatea București, mulțumim doamnei director de la Diaconia pentru că s-a implicat cu foarte multă dedicare în pregătirea copiilor. Poate vă întrebați de ce organizează o asociație studențească un asemenea eveniment. Și aș vrea să vă spun legat de asta. Faptul că, deși se spune că perioada studenției este poate cea mai frumoasă perioadă din viața omului, să știți că nu mereu este așa. De foarte multe ori este greu să faci binele și să faci ceva frumos, dar odată ce reușești să-l faci și să vii cu un ajutor în sprijinul oamenilor, acest efort înfrumusețează foarte mult viața fiecăruia dintre noi. Așa cum spune Albert Einstein, când, în acel citat care se spune că doar o viață pentru alții este o viață care merită cu adevărat trăită, așa cum spune și părintele Nicolae Steinhardt, celebrul cuvânt dăruit vei dobândi, eu vă spun în seara asta că efortul dumneavoastră de a înfrumuseța viețile copiilor și mamelor care sunt aici vă va înfrumuseța viața dumneavoastră, vă va aduce o bucurie mai mare și o împlinire. De ce este important acest eveniment? Pentru că noi l-am gândit într-un fel mai special. Anul trecut, când am cunoscut-o pe doamna directoare a Centrului Diaconia, care este cel mai important centru dedicat victimelor violenței domestice din București, i-am spus, am vrea să facem o campanie, un proiect de sprijin pentru copii. Și ea ne-a spus, bine, e foarte frumos să facem o campanie și să strângem donații, dar acești copii și aceste mame n-au fost niciodată într-o sală de spectacol. Și atunci, efectiv, ni s-au deschis ochii. Ne-am dat seama că ei nu se întâlnesc cu bucuriile cu care noi ne întâlnim în mod obișnuit, că nu au auzit niciodată muzica aceasta frumoasă care există în sălile de spectacol și că ar fi minunat să le facem o bucurie. Din acest motiv, structura spectacolului Sărbători pentru Toți este una care include foarte mult pe copii în program și este dedicată lor. Ei sunt participanți în sală, ei vor fi pe scenă, noi vom încuraja și vom susține. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți în seara asta aici. Ioana Picoș? Ai legătura. Ok. Noi ne foarte distrăm în culise, o să vedeți și de ce, pentru că sunt alături de noi artiști foarte, foarte tari și foarte talentați. Primii cu care începem, așa în forță, sunt dragii mei prieteni de asemenea, Vlad Miriță, maestrul Iordache Pasalic și fostul meu coleg de la grădiniță, care a ajuns un mare pianist, Alexandru Burcă, dragii mei, vă aștept alături de mine. Na, introducere!
să vedem dacă sunt suficiente microfoane. E bine, da? E bine. Perfect. Noi suntem aici, vă ascultăm. Da. Deci dovada că Alexandru a ajuns un mare pianist, dacă se ridică în picioare o să vedeți că așa și este. Pentru invitația pe care Ioana ne-a făcut-o. O asigurăm încă o dată că de fiecare dată când ne va invita, noi vom veni și o felicităm pe această cale pentru că se implică foarte mult. Este genul de om care mișcă lucrurile, adună oameni, face... Sunt foarte importanți oamenii ca ea. Vă spunem la mulți ani că ne aflăm în perioada sărbătorilor de Crăciun și sperăm că împreună cu maestrul Iordache Vasalic, care este foarte bun prieten al meu și al nostru, cel mai bun bariton din țară la ora asta. Lăsat. Și împreună cu Alexandru Burcă o să vă cântăm câte ceva. Începem cu Santa Lucia. Suona, suona.
un pomelaco, o compare mi sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. Mentre il fiume cammina, io la seguo perché mi trascina con sé e travolge il mio cor. Vedo un'ombra lontana e una stella lassù. Oh, chitarra romana, accompagnami tu. Suona, suona mia chitarra, lasciami piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce un po' velata accompagnami in sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. Prin lumea colindelor. Este un colind în limba latină. Se numește Adeste Fideles. Venite, venite in me.
Îl invit pe maestrul Iordache Basalic. El tot spune să nu-i mai spunem maestru, dar noi nu putem să nu-i spunem maestru, pentru că nu avem cum să nu-i spunem. Maestru doar la bătrânețe. Nu mai ești nici tu chiar așa de tânăr. Maestrii sunt bătrâni. Ironia face că atunci când strigați pe holurile operei maestre, toată lumea se întoarce. Dar numai unii sunt cu adevărat maestri. El face parte dintre aia care se întorc pe drept. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a
Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Chacón. Feliz. Feliz. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. Adică penultimul cântec. Acesta este penultimul cântecel. Nu o să mai aveți mult de îndurat. Îi urlăm cam tare aici. Cântecul se numește... Poate l-am cântat prea des, că nu mai ninge de nicio culoare. Se numește Cielito Lindo. De la Sierra Morena, cielito lindo vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Cantando si alegra el cielito lindo los corazones. Deci de acolo apeși pe aplauze, nu? De la... nu că nu s-a terminat cântecul. Avem o strofă și apoi un refren. Deci dacă vreți să cântați la refren, este postul Crăciunului. Nu putem să cântăm așa, să ne veselim. Dar putem să ne veselim, că e un post de bucurie ăsta. Cu multe dezlegări la pește. strofa numărul 2. Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Es el lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta, no llores, porque cantando se alegra. Și acum dumneavoastră, dumneavoastră, dacă... Asta, cu la la la, dacă nu știți. La 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 la. Și acum ar suma de la... La 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 la
Este un mare pianist. Are aproape 2 metri, să știți. Dar este și este și foarte valoros, pentru că fiind înalt, are mâinile foarte mari și atunci cântă foarte bine la pian. Poate deci fiind un mare pianist, a ajuns și un valoros pianist din această pricină. Are mâinile atât de lungi că poate cânta la două piane, nu la unul. Ultimul cântec este un colind pe care îl cântăm împreună. Hai, trebuie una, îl împodobim. El are multiple funcții. Cântă la pian, poate să joace și rol de brad, că este foarte înalt. Aici așa. Știți de ce se joacă el așa frumos? Pentru că... Mă scuzați, nu mă băgați în seama, e ok. Nu se poate, frate, Alex Burcă pe Facebook se duce cu brațul, deci atât. Să zâmbim un pic. O să-l vadă copiii, să știți că deși este un pianist foarte tânăr, are doi copii, două fetițe. Are doi copii, omul ăsta, că eu serios. Până își fac ei selfie, noi cântăm colindul. Colindul se numește... Ioana, mulțumim! Colindul se numește O, ce veste... Cum? Noi n-auzim bine, adică pentru... Nu, toți odată, că nu se aude. Două, trei și... De ce? Că se naște Domnul nostru Iisus... Bravo! Așa este. O, ce veste minunată în Betleem mi s-a arată, astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Bravo.
Doamnelor și domnilor, vrem să vă mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Vai, ce frumos e îmbrăcată ea. Parcă ești tu, Fia Vicoveancă. Cu trei scuțe. Mulțumim. Noi ne retragem, dar nu înainte de a vă ura sărbători fericite, cu pace, cu tihnă și cu sănătate. La mulți ani! La mulți ani! Crăciun fericit! Mulțumim tare, tare mult! Ne bucurăm că ați fost alături de noi, că ne-ați cântat, că ne-ați colindat. A venit un pic așa moșu și pe la ei, așa că ar trebui să vină și pe la voi. Că ați fost și brăduți de Crăciun, că ce să mai, dar nu știu ce să mai facem. Nu, e bine, nu? Mulțumim tare mult! Vlad Miriță, Iordache Vasalic și Alexandru Burcă. Ei bine, în spatele meu se întâmplă niște lucruri. Nu din întâmplare, încercăm să debarăsăm ce e pe scenă, pentru că urmează un alt moment foarte frumos. Bună! Și toată sala se uită la el. I-am făcut-o. Așa. Urmează un moment foarte, 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 foarte frumos. Este vorba despre un moment de dans. Pentru că noi am zis așa, colinde, ok, colindă toată lumea, muzică populară există și e bine să fie, e obligatoriu să fie de sărbători. Dar ce ar fi dacă am avea și un moment de dans? Și nu orice... Da? Ok, da, bine. Așa, înseamnă că ne-am gândit bine. Acest moment este un moment de dans contemporan. Am să... Este pregătit că l-am văzut. Este vorba despre Momo Peter Sano, care a zis că vrea să ne prezinte un moment de zbor. Și mai mult de atât, nu cred că vreau să vă spun, pentru că în dans cred eu că până la urmă cuvintele sunt de prisos. Vezi, simți, auzi și rezonezi. Mama, te așteptăm!
Nu pleca, nu pleca, nu pleca. No way. Nu pleca, nu pleca, nu pleca. El este mama Peter Sano, iar noi am rămas cu gurile căscate oficial în culise. Mulțumim. Mama, îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi, că uite că mai venit moșul odată, vezi, vezi, i-a plăcut foarte mult că m-ai dansat. Îți mulțumim. Eu vă mulțumesc în primul rând pentru bucuria de a putea dansa aici și de a trăi o bucată din visul meu. Și văd foarte multă lume frumoasă și urarea mea de Crăciun sau de toată viața, de fapt, să vă urmați visurile. Ele întotdeauna se vor îndeplini. Cu multă iubire. Mulțumim din suflet, mama. Mulțumim tare mult. Sperăm că v-a plăcut cadoul nostru. Așa cum am spus și la, nu știu, poate că unii dintre dumneavoastră știu și despre Marșul pentru Viață și despre spectacolul care are loc la Marșul pentru Viață. Încercăm să facem așa un mix de stiluri, un mix de frumos în principiu, pentru că și dansul și muzica pot avea frumos dacă există artă. Și asta am vrut să arătăm. Din acest motiv avem aici și am avut și colindă, am avut și muzică clasică, am avut și dans contemporan, iată, am zburat efectiv. Și acum sunt pregătiți, sunt oameni foarte dragi sufletului meu, care au venit tocmai de la Brăila pentru dumneavoastră, pentru copiii de la Diaconia, deoarece știu să facă oamenii să trăiască cu multă bucurie prin intermediul muzicii autentice, muzica populară. Așa că vă rog frumos să veniți alături de mine, Maria Ciocan Band. Aplauze! Draga mea! Bună seara, bine v-am găsit, vă spunem și noi. Suntem copleșiți de tot ceea ce s-a întâmplat în această seară aici. Niciodată nu mi-a fost mai greu să stau în culise și să urmăresc momente atât de emoționante. Într-adevăr, este o onoare pentru noi să fim aici. Mulțumim din suflet pentru invitație și o să răspundem afirmativ oricând, cu mare drag. Aș vrea să îi prezint și eu pe colegii mei. La clape, Gabi Manolache. Sora mea, Marta Oprea. Verișoara mea, Maria Gabriela Constantin. Și eu aici de față, Maria Ciocan. Acestea fiind spuse, vă las în compania Martei Oprea. Mulțumim frumos!
ce vrei să mă întrebi, Lie, are doar 16 ani. Următoarea piesă este o piesă foarte dragă mie, este cunoscută și de către dumneavoastră și dacă într-adevăr am dreptate, vă rog să cântați alături de mine. Mulțumesc. În continuare, în aplauzele dumneavoastră, Maria Gabriela Constantin și vă rog să o aplaudați cu putere pentru că are emoții. Șapte cai în palmă și unul jos.
Să nu pleci. Ți-au trecut emoțiile? Aș vrea să spui câți ani ai. Am 8 ani. Și la ce școală înveți? La școala liceu de artă. De unde? Din Brăila. Crezi că Brăila e mândră de tine seara asta? Da. Da. Da, Bucureștiu. Mulțumesc. Da. Da. Mulțumim frumos. Mulțumesc. Și acum vă invităm pe toți la o sârbă mândră și frumoasă, așa cum se distrează românii, vă invităm aici la joc. Nu lăsa să se moaie și la stânga și la dreapta. Nu lăsa să plece fata, hop. Una, șa de două, șa de trei, să-i dăm bătăi, hop. Una, șa de două, șa de trei, să-i dăm bătăi, hei, hei. Aua, 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 aua
și nu au jucat sărbata la toți, să se audă până în doși, sărbata nu tenia, să se ducă cu mina. Hop, una, s-a de două, s-a de trei, să-i dă mătăi. Hop, una, s-a de două, s-a de trei, să-i dă mătăi. Hai, hai.
Mulțumim! Mulțumim frumos! A fost pentru dumneavoastră Maria Ciocan Band, încă o dată Gabi Manolache la clape, Marta Oprea, Maria Ciocan, Maria Gabriela Constantin, vino și tu aici lângă noi. Vă mulțumim din suflet că ne-ați dat ocazia să fim alături de dumneavoastră în această seară. Sărbători fericite, un an nou cu bine, Doamne ajută, mulțumim frumos! Vă mulțumim! Cât am mai dansat în culise, mama! Adică m-am luat momo la dans, nu mai pot. Dar e bine, e ok. Am făcut condiție fizică. Copii, am o veste pentru voi! Ghiciți pe cine am văzut! Atât! Da, cred că l-am văzut, dar trebuie să mă mai duc o dată în culise pentru asta. Cred că l-am văzut, așa, fugitiv. Dar îl prindem noi, îl prindem. Și cred că este și un spiriduș. Exact! Vedem acum. Mergem mai departe. Trebuie să vă spun că la ieșire există prăjituri delicioase care sunt de vânzare. De asemenea, tot acolo există și o cutie de donații, pentru că acest spectacol este unul caritabil, intrarea este liberă și am vrut ca oamenii să vină să se simtă bine de sărbători. Și dacă vor și dacă pot și cât pot, ei pot ajuta, mamă cât pot, am putut să zic în această frază, copiii de la Centrul Diaconia. Toate donațiile și prăjiturelele care se vând, toate sumele sunt donate. Sunt donate lor pentru că merită, pentru că sunt viitorul nostru și nu trebuie decât să vă uitați la ei și să crească inima. Prin urmare, acolo sunt prăjiturelele, acolo este cutia de donații și dacă puteți să îi ajutați, ar fi minunat. Mai departe, urmează cineva care se numește SPV, pentru cunoscători, Părinte Victorin, dar pentru necunoscători, ei sunt studenți pentru viață, sunt cei datorită cărora acest spectacol are loc și nu numai că ei au făcut acest spectacol, dar au și pregătit un program de colinde. Și abia așteptăm să îi ascultăm. Prin urmare, dragi colindători de la Studenți pentru Viață, vă așteptăm alături de noi. Strălucea un puf de înger, risipind pe urma lor.
Shade,
șade, Maica Sfântă, colinde-ne, Doamne, cum fiuț frumos în brațe, cum fiuț frumos în brațe, colinde-ne, Doamne. Fiul plânge, Maica-i zice, fiul plânge, Maica-i zice, colinde-ne, Doamne. Taș, fiule, și la gază o închinăm, o închinăm cu veselie și cu mare bucurie, că am ajuns seara de ajun a bătrânului Crăciun. Sus mai sus v-am înălțat, ce-am știut noi v-am cântat, să rămâne sănătoși, sănătoși și bucuroși, că am ajuns ziua cea sfântă când colindele se cântă, sărbătoarea lui Hristos să vă fie de... Mulțumim! A fost corul Studenți pentru Viață. Mulțumim! Ei, și pe cine văd eu așa că s-a așezat, s-au aliniat? Măi copii, voi vreți să faceți ceva, nu? Vreți să faceți matematică? Vreți să... cântați? Ia uzi cum e tot un zâmbet. Păi dacă vreți să ne cântați, haideți să vă auzim. Mulțumesc. Na, cam și eu surprizele mele. Cum te cheamă? Andreea Petrică. Andreea Petrică, ești o frumoasă și îți foarte mulțumesc. Haideți copii, vă așteptăm. Ai, ce frumos miroase.
Cea de-a doua avea o privire mândră, semeață și sfidătoare încă de la naștere. Și aia a treia era atât de deleșă că nici laptele de la sânul mamei nu a fost vrenică să-l sugă. Iar cea mai mică avea o figură senină și era atât de bună că toată lumea o îndrăgea. Anii au trecut pe nesimțite și iată că gospodarul nostru și-a chemat fetele și le-a zis: fetele mele, sunt slăbit și bătrâni, dar înainte să închid ochii, trebuie să împart averea. Cea mai mărnică dintre voi să moștenească totul. Așa că plecați în lume și vă toarceți peste un an să-mi spuneți: Thank you.
recunoscători. Așa e. Ar trebui să fie aleși copiii care merită să primească cadou. Nu se poate. Nu se poate. După atâtea mii de ani să se schimbe obiceiul. Da, copiii care nu se comportă frumos cu lucrurile primite. Anul trecut am întâlnit un copil care mai să cred că va deveni campion. La ce credeți? La stricatul jucăriilor. Dar cu învățatul, cum rămâne? Copiii ne trimit scrisori cu multe greșeli gramaticale și ne încurcă. Trebuie să luăm atitudine. Deși a fost foarte amuzantă scrisoarea fetiței care își dorea o mioară. Cum să ceară un copil o mioară, adică o iță mai tânără? Este imposibil să ceară așa ceva. Ei, uite așa s-a întâmplat și s-a îndeplinit dorința. A primit o mioară în loc de o vioară. Cunoșteam un exemplu tare haios cu un băiețel care a scris negru pe alb că își dorește un canion. Cum să ceară un canion, adică o vale îngustă și adâncă săpată de apa în râu? Bineînțeles că nu a putut onora dorința, iar băiețelul nu a primit cadoul dorit și anume un canion în loc de un camion. Și ce putem învăța noi din această întâmplare? Copiii au înțeles cât de important este să scrie corect pentru a fi înțeleși. Cu atât mai mult când își exprimă dorințele. Au înțeles că trebuie să respecte jucările primite, să fie recunoscători pentru tot ce primesc. Mai să fie! Ne-ați înduioșat inimile! Nu vom tăia pe nimeni de pe listă! M-ați convins și pe mine. Toți copiii sunt buni și merită câte o jucărie anul acesta. Am terminat! Pachetele sunt gata! Dar știți ceva? Lipsește... Să cântați niște colinde. Să avem mister, dragul lumii.
Bună seara! Bună seara și celor din sală! Vai, dar sunt copii și în sală! Sunt, moșule! Moșule, uite microfonul, uite, moșule! Vai, am și microfon! Ei, mai bine așa, că nu mai țin. Așa. Ia uite ce de copii frumoși și în sală și pe scenă. A, vai. Să știți că eu și moșu am urmărit tot spectacolul și suntem încântați. Da, foarte frumoși ați fost, vai. Așa. Moșule, pentru că venim de departe, eu zic să ne așezăm, că ținem la dumneata și la sănătatea dumneitale. Ia să vedem. Așa, ne așezăm aici pe loc. Ia uite ce brădus frumos aici. Ei, și pentru că sunt multe, multe cadouri pe care noi le-am adus. Moșu e bătrân și nu mai ține minte chiar tot. Și atunci am spus că, uite, e și Spiridușul aici să ne ajute. Este și Cristina aici, o aplaudăm pe Cristina. Gata, i-a crescut tensiunea la 20. Ea care acum este medic, deci. Așa, așa. Deci ne ajută, ne ajută și tu, Cristina, și ne ajută și Spiridușul, da? Moșule, ca să te ajutăm, că știm că ai și tu o vârstă totuși, nu? Da. Vai, da, vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor. Că eu nici nu mai văd bine, nici nu mai aud. Spiridușule, unde ești? Aici, moșule. Iartă-mă. Vrei să trecem la cadouri, că bănesc că e toată lumea nerăbdătoare. Așa-i? Da. Vreți să primiți voi cadouri? Da. Tot anul l-am așteptat, moșule. Da, ați fost cuminți ca să meritați cadourile? Ia să aud mai tare, că n-aud eu atât de bine. Ah, gata, am înțeles. Ia, Spiridușule. Am aici un cadou. Da, ia și cu microfonul, ca să te aud. Am aici un cadou, greu din câte se pare, pentru Cristina S. Stănculescu. Cristina, vină mai aproape. Unde-i Cristina? E bolnav, iară, moșule. Fii atent, că până... Moșule, eu îți dau și ție un microfon. Vai, mulțumesc mult. Ia uite ce frumos. Ce până, înseamnă tehnologia asta. Până ajungem asta și la Cristina. Ia. Vreau să vin aici lângă dumneata Ecaterina. Ecaterina. Aplauze pentru cine Ecaterina. Cine e Ecaterina? Ia. Uite, moșule. Bună seara, Ecaterina. Tu ai fost cu minte? Da. Dar ia zi mai tare, așa, ca să te cred și eu că ai fost cu mine. Da. Așa, bravo. Deci meriți un cadou, da? Da. Da. Așa, Evi, ia uite ce ai primit-o de la moșu. Ecaterina, tu ai pregătit ceva așa pentru moșu? Da. Ia. Afară ninge liniștit, în casă arde focul, iar noi pe lângă mama sunt de mult îi tărăm jocul. E noapte, patul e făcut. Dar cine se culce când mama spune de Iisus cu glas rar și dulce? Bravo! Foarte frumos! Îți mulțumim, Ecaterina! Ei, acum, moșule, o să chem un voinic alături de dumneata. Ia să vedem. Ioan! Ioan! Cine Ioan? E voinicul Ioan? Ioan! Uite. Așa! Ioan, ai pregătit ceva pentru moșu? Măi, eu am impresia că tu vrei să-mi iei locul. Ce e asta la tine aici? Vrei să-mi iei locul? Nu. Nu vrei, păi normal, așa. Ia, uite aici, un cadou. Dar mai întâi am înțeles că ai pregătit ceva pentru mine. Da. Ia să te ascultam. Sprijinit într-un toian, stă în ogradă un moșnea, poartă în cap o oală veche, răsturnată pe ureche. Bravo! Da, uite cadou. Bravo, Ioan! Ioan! Moșule, eu nu mai țin minte așa, câți ani are Ioan? 9 ani. 9 ani, mulți înainte! Mulți înainte! Mulțumim, Ioan! Bravo, dar ia și cadou, să nu uiți cadou, așa, măi! Aplauze și pentru Ioan! Bravo. După atâtea fapte bune de-a lungul anului, fiecare copil merită aplauze. Cristina M. Cristina M? Vină mai aproape! Cine-i Cristina M? Vai, dar ce drum lung face Cristina M până la mine. Vai, Cristina. Bună seara. Bună seara.
Dar tu ai pregătit ceva pentru mine, Cristina? Da. Se bucur copiii, copiii și fetele de dragul Mariei și piaptă-ne pletele de dragul Mariei și al Mântuitorului, licește pe ceruri o stea călătorului. Bravo! E, păi meriți un cadou atunci, ia. Cum are drag. Știi ce vreau eu să te întreb? Din multele fapte bune, ne poți spune o faptă bună pe care ai făcut tu anul acesta? Da. Ia, spune-ne. Am ajutat-o pe mami la treabă. Felicitări, aplauze! Bravo. Mama ta sigur e foarte norocoasă. Mulțumim, Cristina. Ia să vedem pe cine. Mihai. Mihai, Mihai, vino mai aproape. Ia uite ce nerăbdător e, moșule. Ia uite, dar și Mihai face un drum lung până la mine. Și mișcare mult, așa. Mihai, până seara. Uite, dar stai cu fața la oameni acolo să te vadă lumea. Ia uite, așa. Iar pe piept perec, perec, are moșul nas survec și mai are un nas roșu ca o creastă de cocoș. Bravo! Mihai, uite aici cadou. Moșule, mie îmi place de Mihai că e foarte hotărât. Da, da. Mulțumim, Mihai. Ei, și mai departe aș vrea să o invit aici alături de noi pe Georgiana, moșule. Ia, Georgiana. Georgiana, vină mai aproape. E, tu ești mai aproape, ai venit mai repede tu. Așa. Tu ai pregătit ceva pentru moșul? Colinde, colinde, vremea colindelor, căci gheața se întinde asemenea glinzelor și tremură brazi mișcând ramurele, căci noaptea de azi e când scânteie stelele. Bravo, bravo, aplauze! Uite, yeah. Poftim, ține-le bine, bine, bine. Și ne poți spune și tu o faptă bună pe care ai făcut-o anul acesta? Bună, cea mai simplă. Cu minte ai fost? Bravo, asta-i. Aplauze! Mulțumim, Georgiana! Ia să vedem pe cine mai avem noi aici. Din lunga lista moșului, pe Andreea. Andreea? Cine-i Andreea? Vino mai aproape, Andreea A. Andreea A. Spiridușii așa trec, doar inițiala. Andreea A. Bună seara! Bună seara, uite, vin aici așa să vai, te vadă toată lumea. Vai, dar ce înaltă ești tu! Și ai pregătit ceva pentru moșul tău, așa înaltă fiind? Da, am pregătit. Ia să te ascultăm. În iezlea cea săracă... Dar mai aproape de microfon să te auzim. În iezlea cea săracă, unde s-a născut Iisus, așa. Un băul suflă peste el căldură ca să-i facă. Bravo! Uite, ești cadouașul. Mulțumim și noi! Ei bine, pe cineva la fel, la fel de cuminte, Alexia G. Alexia G. De la ce vine G? Alexia și mai cum? Georgescu. Alexia Georgescu. Uite, vină mai aproape, Alexia. Și spune-i moșului dacă i-ai pregătit ceva. Da. Uite cum vă spune Bar. Iarna, noapte, pe zăpadă, el trimite cât un înger la fereastră ca să vadă. Îngerii se uită în casă, văd și spun iar moșul are, colo în cer la el întindă, pe genunchi o carte mare, cu condei de argint el scrie ce copil și ce purtare, și de acolo știe moșul că-i și ret e lucru mare. Bravo, uite câtă dreptate ai. Felicitări. Tu cum ai prins tu pe mine. Ia foarte uite cadou, cu mare drag. Ne vedem la anul? Ia să vedem. Bianca M. Bianca M. Cine-i Bianca M? Mă, ia, uite. De la ce vine, mă, ia să aflăm, moșule. De la ce vine, mă, de Bianca la Bianca M? Și mai M. cum? Elena. Și mai cum? Iar dacă e Bianca Elena. Bine, vină, uite, vină mai așa, mai aproape de moșu. Și dacă i-ai pregătit ceva, îți predau microfonul. Unde era ca o stea, ca și un șop în casa mea, și poate bucurii la armate de copii. Unde era ca o stea, de unde vii, să nu știi, unde a da când o ții, că pe arete și bătâne iarna multe nu e bună. Bravo! O, ce copil cu minte și-a învățat și poezii. Ia! Felicitări, Bianca, îți mulțumește toată echipa moșului pentru toate faptele bune pe care le-ai făcut anul acesta. Bravo! Ia să vedem! Maria V. Maria V, ia! Hei.
Dai, măi, care? Măi, dar sunteți două? Sau nu mai văd eu bine? Maria Voinica. Maria Voinica, păi dar tu ești băiețel sau fetiță? Că nu văd bine. Mă, că ai mustață. Păi ce se întâmplă? Ești băiețel sau fetiță? Fetiță, moș. Păi și mustața? Face parte din rol. Tu ai făcut un rol. Bravo, ia, uite. Rolul mustății s-a jucat moșul aici în seara asta. Ai pregătit ceva pentru moșul? Da. Ia să auzim. Pe obraz, pe nas, pe umăr, tot cat fulgi, fără număr. S-a oprit în palmă unul, iute, iute, închid pumnul. Deschid pumnul, unde-i fulgul? Am în mână un slăb de rouă sau un bob de apă. Plouă? S-a topit în palma mea ca o lacrimă de nea. Bravo! Ia uite cadou de Maria. La moșu. Mulțumim și noi, Maria. Ei, Alexandru, Alexandru G. Alexandru G. Cine e Alexandru G? Știu, mi-amintesc eu că este în clasa a șaptea. A șaptea e? Vai, și el este bolnav. Uf, cu gripa aceasta. Emanuela. Emanuela. Ia uite, vino mai Emanuela. Aproape, Emanuela. Uite, moșule, cadoul. Și ea face un drum lung până la mine. Vai, dar ce zâmbet are Emanuela. Da, moșule, și din cât de tare zâmbește, cred că ți-a pregătit și ea ceva. Da? Da. Ia să ascultăm. Săniuța va pleca și pe pârtii va zbura. Clopoței ei vor suna și pe noi ne-ar bucura. Bravo! Bravo! Uite, cadou de la moșu. Bravo, Emanuela. Cu drag. Ia să vedem. Sephora G. Sephora? Vino mai aproape, Sephora. Până seara. Opa, stai că ai două microfoane deja prea mult. După atâtea mii de ani să se schimbe obiceiul. Păi da? Păi. Foarte bine, bravo. Mare dreptate are fetița asta. Câți ani ai împlinit anul acesta? 6 ani. 6 ani. Și mergi la școală? Da. Și cum e la școală? Bine. Bine, dai examene? Da. Dar lucrarea de licență cum e? Te-ai pregătit pentru ea? Da. Felicitări, aplauze! Ei, ce avansați copiii din ziua de azi, ia uite, cadouașo. Adrian G. Adrian G. Ce? Oa. Adrian. Ia uite, voinicu, bună seara. Bună seara. Ia uite, dar ce facem noi aici? Păi intrăm unul peste altul așa. Foarte curioasă, moșule. Păi atunci întreabă dacă ești curioasă. Câți ani ai, Adrian? 8 ani. Mulți înainte. Mulți înainte. Dar ai pregătit ceva pentru moșul? Da. Ia să auzi. Ochii negri și rucioși sunt cărbuni din patră scoși. Nu-i lipsește nici lea, parcă pufă e din ea. Bravo, Adrian! Bravo. Ia. E așa că de la moșul... De la moșul e... Bun. Ia să vedem. Adrian, tot G de data asta, de 4 anișori. Cine e Adrian de 4 anișori? Of, și el e bolnăvior, moșule. Dar ce se întâmplă? Of, Cecilia! Aplauze pentru Cecilia! Bună seara, Cecil! Seara! Tu ai pregătit ceva pentru moșul? Nu. Păi și cum, meriți tu cadou? Moșule, din câte mi-amintesc eu din spusele spiridușilor, eu cred că s-a descurcat foarte bine anul acesta. Ai fost cu minte tu anul ăsta? Da. În ce clasă mai ești tu, Cecilia? Ia să aud. Doua. Și în clasa a doua ce studiezi? Fizică, română? Română. Și matematică? Da. Și care îți place ție mai mult din cele două? Matematica. Aplauze! Bro! Să știi că e mare lucru să-ți placă matematica. Chiar e mare lucru, moșule. Eu zic să-i înmânăm cadoul unei viitoare matematiciene. Păi da, ia uite cadou de la moșu. Bravo, Cecilia! Mulțumim și noi. Ia să vedem cine... Rahela. Rahela. Rahela, vino mai aproape. Uite, moșule. Uite, vino așa. Câți ani ai? 7 ani. Și în ce clasă ești? A doua. Clasa a doua? Oi.
Da, ai pregătit ceva pentru moșul? Da. Ia. Noi cei din Vila Sfântului umbră facem pământului, rugându-ne rudinilor, în ceafă rumărilor, ascultă a noastră plângere, regină peste îngeri, din neguri te arată, lumină dulce clară, clară, o maică prea curată și pururea fecioară Marie. Bravo! Mulțumim, Rahela, multă emoție în poezia ta. Da, da. Și cred că meriți din plin acest cadou. Mulțumim! Bravo. Ia să vedem. Cristina B? N-am văzut-o. Ia să văd, Cristina B. Cristina? Cristina, vină mai aproape. Eu, uite. Uite, moșule. Bună seara, Cristina. Vai, dar și tu ești înaltă. Nu știu cum o să ajungă microfonul la tine. Îl pun eu, moșule. Bună seara. Bună seara! Ia, vorbește tu, spiridușule, cu... Ia! Câți ani ai? 14. Mulți înainte! Mulți înainte! E ceva ce îți place foarte, foarte, foarte mult să faci? Da, cosmetica. Super! Și faci ceva în privința asta? Da, încerc să fiu la curent cu tot ce e nou. Ăsta e un mare avantaj, moșule. Păi, spiridușule, eu am o idee. Ia, spune, moșule. Ia, ia-i tu numărul de telefon și eu poate mă întinerește și pe mine. Moșule, dumneata ești veșnic tânăr, nu-i așa, copii? Da, așa e. Atunci m-au liniștit. Uite, Cristina, îți mulțumim. Mulțumim, aplauze pentru Cristina. Ei, bine, pe Alexandru, moșule, l-ai văzut? Alexandru R. Alexandru R. Alexandru, vino și tu mai aproape, uite, așa cu... A, uite, R de la Brătuț, așa? Tu ești spiriduș sau Brătuț? Ai un ajutor în seara asta. Eu sunt povestitor. Nici spiriduș, nici Brătuț, ești povestitor. Am nimerit-o foarte bine. Ți-a pregătit ceva? Ia să auzim. În ieslea lui, păsorii de la stână și îngerii cântând din cer cu flori de măr în mână. Bravo! Bravo! Cadou ți l-ai primit deja? Alexandru, stai un pic. Ce vrei tu să te faci când vei fi așa un pic mai mare decât ești acum? Programator. Foarte bine, felicitări! Bravo! Mulțumim! Ia să vedem Clara. Pe Clara ai văzut-o, moșu? Unde e Clara? Clara! Clara! Eu uite-o pe Clara! Vino mai aproape, Clara! Facem așa și spunem, câți ani ai? 7 ani. 7 ani și câte luni? Cât atâtea dorințe? Pistule, păi da, acum, așa. Dar tu ai pregătit ceva pentru moșu? Nu. Dar cu minte ai fost? Da. Atâta contează. Ia, știi, uite, ce mai vreau eu să aflu, moșule, de la ia. Clara? Tot așa ca la Alexandru, sunt foarte curioasă. Tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Profesoară. Aplauze! Felicitări! Ia să vedem! Andreea B. Vino mai aproape, aplauze și pentru Andreea, că e tare frumos îmbrăcată. Da. Ia să vedem, tu câți ani ai? Am 12 ani. 12 ani, mulți înainte. Și cum, tu singură te-ai îmbrăcat așa de frumos? Nu. Ai primit ajutoare? Da. Ei, bine să știi că stă foarte bine în acest costum, dar cred că frumoasă erai tu deja, costumul doar te completează. Păi da, așa, dar pe lângă costumul ăsta, tu ai mai pregătit ceva pentru moșul? Da. Vai, bravo, ia să auzim. Cât de veseli suntem noi, alergăm prin tempioi, cu zăpadă ne jucăm și cu bulgări aruncăm. Bravo! Bravo, bravo, Andreea! Cadou de la moș. Uite, ăsta e cadoul pentru tine, mulțumim și noi! Ia să vedem, Gabriela B. Gabriela? Gabriela, vină mai aproape. Ia uite un ren cu nasul roșu aici și zâmbăreți nevoie, Maria. Câți ani ai? 11 ani. Și ce meserie ai? Sunt ren. E ren, foarte bine, foarte bine. Part-time sau full-time? E bine. Și tu part-time? Part-time. Part-time, part-time, part-time. E bine, e bine. Ai pregătit ceva pentru moșu? Da. Ia să auzim. Iarnă, iarnă, ești frumoasă, când nu ești prea friguroasă, că ne aduci grămezi de nea și plimbări cu Sania. Bravo! Bravo!
Ei, bravo, Doamne, ajută să ne dea și nouă zăpadă, acum să ne plimbăm cu Sania. Mulțumim! Poți să... Ia! Moșu, Adelina! Adelina G! Adelina G! Adelina G! Adelina, vină mai aproape! Bună seara! Bună seara! Ce faci tu? Bine! Bine, mă bucur, dar câți ani ai tu? 7. 7 ani, mulți înainte. Dar pentru Moșu ai pregătit ceva? Da. Ia să auzi. Brăduleț, brăduț, drăguț, ninge peste tine. Haide, hai în casa mea, unde e cald și bine. Pom de anul nou te fac, cu steluțe am și cu beteală am să te îmbrac. Și steluțe, 1000. Bravo! Au, dar ce copil cu minte și uite, învăța și poezioara. Ia uite cadou de la Moșu. Felicitări! Uite, merge alături de prietenii tăi, că eu, ca să mai opresc un pic din nerăbdarea tuturor de aici de pe scenă, am zis să vă dau întâi primul rând de cadouri, dar nu se opresc aici cadourile, mai am ceva pentru voi și am să vă rog, când vă auziți numele, să veniți mai aproape, să vi-l luați voi, da? Ioana V. Cred că e bolnăvioară, Moșu? Nu. Nu-i bolnăvioară, dar unde? Ioana Vrânceanu. Cred că s-o fi dus să bea puțin apă. Cine știe? Da? Ia să vedem. Stoica Cristina. Cristina Stoica. Unde e Cristina Stoica? Hai, Moșule, că trebuie să-mi iau ochelarii. Urcă cineva. Ia, cine urcă? Așa. Cine urcă la mine pe scenă aici? Ia să vedem. O, voi, dar de ce te rușinești tu așa? Ioana sau Cristina? Ioana Vrânceanu. Ioana, câți ani ai tu, Ioana? 9 ani. 9 ani și așa rușinoasă la 9 ani. Moșule, timiditatea există în fiecare dintre noi, depinde de moment și de situație. Exact. Ioana, tu îi poți spune ceva Moșului, nu știu, ceva ce ai făcut anul acesta, o poezie, un cântec. O poezie, ia să auzim. Ura, ura, Moșu vine, s-a primit cu secul, vine lângă braț, se cântă, poezii se recităm și cu toți să ne bucurăm. Bravo! Bravo! Bravo, Ioana! Oh, uite, cadou de la Moșu. Și poți să iei și tu loc alături de ceilalți copii. Foarte bine! Ei, bine, ce Stoica Cristina! Avem? Cristina Stoica, unde e Cristina Stoica? Nu e Cristina Stoica. Vrânceanu Robert. Robert Vrânceanu. Ia uite, Moșule, cu ce viteză vine. Hai, ia, Robert. Uite ce voinic. Haide, hai, Robert, haide. Pas alergător. Ce mândru pășește el pe scenă. Și zâmbitor, mă. Și zâmbitor. Bună seara. Bună seara. Ia mai zi o dată tu. Bună seara. Oșo. Tare așa, ca un bărbat adevărat. Câți ani ai tu? 11 ani. 11 ani, bravo. Așa, și ai pregătit ceva pentru Moșu? Da. Ia să te auzi. Moș Crăciune, să mă crezi, eu în fiecare seară te așez și te visez, cum totuși la mine iar. Dacă nu mi-aduci cadouri, nu o să-mi pară tare, dar adu-mi carte nouri cu mâini din sacul tău. Bravo. Bravo, Cris. Stai așa, stai, Robert. Ce faci, măi, spiridușule, acolo, măi? Mulțumim, uite, ia și tu loc alături de ceilalți copii. De Ioan, Ioan D. Ioan D. Ioan, vino cu acea. Așa. Uite, am să vin și eu spre tine să scurtăm drumul. Poftim, este tot al tău. Ia să vedem. Cristina B. Cristina B. Cred că... Măi, ce se întâmplă? Cristina! Aici? Nu e aici, Cristina. Să vedem. Mai departe. Alexandru R. Alexandru R. Alexandru R. Alexandru, poftim, este tot pentru tine. Cu ia să vedem. Drag. Sebe Nicușor. Nicușor. Nicușor, unde ești? Unde-i Nicușor? Unde-i Nicușor? Nicușor, aplauze pentru Nicușor. Bravo, Nicușor, ia uite, un alt bărbat voinic urcă pe scenă. Nicușor, vino tu mai aproape de Moșu până când... Bună seara, Nicușor! Bună seara! Așa,
Câți ani ai tu, Nicușor? 12 ani jumătate. 12 ani și jumătate, mulți înainte. Dar ai pregătit ceva pentru moșul? Da. Ia să te auzi. Aho, aho, copii și frați, stați un pic și numânați, lângă voi vă alăturați și cuvântul mi-a ascultat. Mâine anul se noiește, prugușorul se pornește și începe a ura pe la casa altuia. Iar ne-ai grea omătui mare, semne bune de alunare, semne bune de beșug, chiar sub braț, dar de sub plug. Doamne, binecuvintează casa toată, țara toată și la anul care vine să vă fie și mai bine. Bravo! Spiridușule, unde ești tu, Spiridușule, iar nu te văd? Unde este cadoul pentru acest băiat minunat? Măi, unde e Spiridușul, măi? Aici sunt, moșule, aici măi, sunt. Măi, unde-i fugit tu, Nicușor? Măi? Eu sunt de vină, ți-am furat Spiridușul pentru că am văzut că mai sunt adulți care pleacă, dar pleacă cu copiii și ar trebui să știe, Spiridușule, o să zic eu înaintea ta, că eu nu prea am răbdare, dar tu știi asta, că sunt cadouri pentru toți copiii din sală. Așa păi că dacă plecați, ups, nu mai aveți cadouri. Așa că rămâneți pentru că toți copiii din sală primesc cadouri. Gata, am spus. Îți mulțumesc, îți mulțumesc. Andrei, Andrei Banu. Unde ești, Andrei? Unde? Hai, Andrei, vină. Unde e Andrei? Și pe drum gândește-te la ce o să-i spui tu moșului. Moșule, până atunci eu am să-l rog pe Bianca M și pe Mihai M să se pregătească să vină aici lângă dumneata. Ia să vedem, măi, Andrei. Ia uite ce voinicel a venit voinicel, la mine și cu cropițe în obraj. Bună seara! Bună seara! Câți ani aveți, domnule? 5 ani. 5 ani, mulți înainte. Dar ai pregătit ceva pentru moșu? Da. Ia să te auzi. Moșule, ce intră acolo în cadou? Ful luminos și ortefiu, mă băia cu mintă. Bravo! Ia uite ce-ți dă Spiridușul acolo. Oh, ce mare cadou! Mulțumim! Uite, poți să mergi la mami. Mulțumim frumos! Mihai, Bianca, Mihai, Emma, așa! Ulu, dar ce cadou are Mihai acolo! Bianca! Bianca, ia! Bianca, Emma, așa, poftim! Așa, ia să vedem! Stoica Ștefan! Stoica Ștefan, unde este Stoica Ștefan? Hei. Ștefane, hai mă Ștefan, te așteptăm aici. Până atunci, Adrian G. Adrian G. Opa. Până vine Ștefan. Uite, a venit Adrian până a venit Ștefan. Adică până vine Ștefan, mă mai uit după... După cine? După Rahela. Vai. Ștefane. Bună seara! Ce faci tu, tinerețe? Câți ani ai tu? Poți să spui câți ani ai? Una. E bun și una. Bună seara, eu sunt Moș Crăciun, pe tine cum te cheamă? Tu. Dacă nu știi, dar știe Spiridușul meu cum îl cheamă pe acest băiețel, ea mai spune odată. Ștefane, Moș! Moșule, Ștefan! Ștefane, câți ani ai? Una. Dacă ai zis una. Una. Ai fost cu minte anul acesta? Da. Ah, da. Firește că am fost. Moșule, dă-i tine ta cadoul că... Minte, atunci am... Oi, dar ce greu e pare cadoul ăsta, foarte sincer. Ia, uite. Aplauze pentru Ștefan. E nevoie de curaj. Stoica Aura. Aura? Vino Aura aici. Unde e Aura? Pe drum. Hai, Aura! Moșule, cadoul pentru Aura, iar eu le pregătesc pe celelalte. Unde e Aura? Uite ce elegant urcă ea pe scenă. Și zâmbitoare. Păi da, bună seara. Am oftat puțin, aia e. Câți ani ai tu? 7 ani. Mulți înainte. Ai pregătit ceva pentru moșu? Da. O, ia să auzi. Iarnă, ești frumoasă, dar ești tare friguroasă. Tu în casă negonești și de sobă ne lipești. Bravo. Ia uite Aura. Cadou de la moșu. Ia ține-l bine, că e greu. Mulțumim. Uite, poți să iei loc alături de
prietenii noștri. Banu Florina. Banu Florina. Florina, unde ești? Unde e? Ia uite că se pregătește să vină pe scenă. Iar după aceea o așteptăm și pe Anisia Ioana. Anisia Ioana Popescu. Ia uite, și ea e îmbrăcată în roșu sau roz? Că nu văd eu bine aici. Fucsia. Ce e aia fucsia, măi? Câți ani ai, Florina? 5 ani. Mulți înainte. Ei pregăti ceva moșului? Da. Ia uite-te la moșul, în ochii moșului și spune-i tu. A stinge ca niciodată câmpul, parcă e de vată, noi fulgușorii zdrobii, ne-am așternut pe jos copii, iar prin aer noi zburăm, apoi ușor intrăm chiar în casa voastră acum, pentru ziua de Crăciun. Bravo! Păi merită cadou, cum să nu merită? Așa. Ei, Anisia Ioana, ne-ai auzit? Ai venit mai aproape, mulțumim! Uite, vin aici lângă moșu, că aici avem... Bună seara, măi zâmbăriți! Ce faci tu? Bine! Bine faci! Dar câți ani ai tu? 6 ani! 6 ani, mulți înainte! Dar ai pregătit ceva pentru moșu? Da! Ia să auzi! Prin nămeți în fapt de seară, a pornit către oraș, moș bătrân cu iepuraș. Mă lasă nioară, uite o casă acolo în vale, cu ferestre luminate. Moșii se opri din cale cu toiagul în poartă bate. Bravo! Bravo! Bravo, Anisia Ioana! Bravo! Mulțumim și noi! Ia să vedem Alexandru G. Alexandru G. Alexandru... E prin sală? Ori nu mai e prin sală. Ia să vedem, Popescu Natalia. Popescu Natalia. Natalia. Îți urăm însănătoșire grabnică, Natalia, dar oricum ne întâlnim noi pe 24, nu-i așa, moșule? Cum să nu? Cum să nu mă duc eu la Natalia? Ia. Sebe Ion. Sebe Ion. Ion. Unde ești, mă, Ioane, uite măi, că se pregătește și, și Ion. Uite, ține dumneata cadoul pentru Ion. Nu văd eu atât de bine. Uite, moșule. Aplauze Ioane, și măi, pentru Ion, să vină măi, mai cu... Ioane, mai cu spor așa spre moșule. Haide, hai curaj. Așa e când e drumul lung. Păi da. Bună seara, măi, Albăstrel, ce faci tu? Bună seara, bine. Pe tine te cheamă Albăstrel? Nu. Dar cum te cheamă pe tine? Ionuț. Ionuț te cheamă. Și câți ani ai tu, Ionuț? 3 ani. 3 ani, mulți înainte. Dar ai pregătit ceva pentru moșu? Da. Ia să auzi. Un fur sunt și a venit cu steluțe în frunte, e zăpada în plăsa, sus în vârf de munte, florile am venit cu albă pe pumioară, ne rurețe a sosit, vai ce frig afară. Bravo! Voi, bravo! Ce viteză a avut în discurs! Foarte bine, Ion, mulțumim frumos! Porumbel Paul! Paul? Paul! Fă-ne cu mâna, Paul, dacă ne vezi! Nu e Paul! Ia să vedem, pe cine mai avem? Pe Alexia G! Alexia! Alexia? Hei! Uite, vin și eu către tine! Așa, ajută-mă, fie doșule! Ia să vedem, Stoica Andrei! Stoica Andrei! Unde ești, Andrei? Andrei Stoica. Uite că se pregătește și Andrei. Ia uite un hai, alt Andrei, voinic vine pe scenă. Aplauze și pentru Andrei. Așa. Vino tu la moșu. Bună seara. Dar vino așa să te vadă și lumea. Așa, bună seara. Bună seara. Bună seara. Câți ani ai tu? 3 ani. 3 ani, mulți înainte. Și ai pregătit ceva pentru moșu? Vă zim oale, odată că moșul n-a făcut, eu sunt gelaș cale, zice moșul ce face fecale. Bravo! Bravo! Ia uite câtă dreptate. Bravo, Andrei! Uite, e pentru tine, ține-l bine, bine, bine. Sephora! Sephora, uite, mai am ceva pentru tine. Unde-i Sephora? Opa, aici, moșule, pe scenă. Uite, Sephora, Sephora! Bine, 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 opa, așa! Bravo, Sephora! Ia să vedem, Ecaterina. Ecaterina, stai să văd, moșule, dacă nu uite, mergi și tu la locul. Așa.
Poftim, Ecaterina, stai că o să ajung și la celelalte cadouri. Măi, Georgiana! Măi, spindușele, dar unde te ascunzi tu, măi? Georgiana M. Georgiana M. Poftim, opa. Georgiana. Și noi îți mulțumim. Sebe Iasmina. Iasmina Sebe. Iasmina, ia să vedem. Unde e Iasmina? Ia să vedem, moșile, s-ar putea să fie prima întâlnire cu Iasmina. Ei, nu știm dacă ne-am mai întâlnit. Uite ce mititică e Iasmina. Măi, Iasmina, stai că vin să te ajut. Păi da. Vin să te ajut, să te conduc aici. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Aplauze și pentru Iasmina. Mai. Ia uite ce fetiță frumoasă! Iasmina, Moș Crăciun! Bună, dar ce, ți-e frică de mine? Uite, vino mai aproape un pic să facem cunoștință cu moșul. Câți ani ai tu? Doi? Uite, vino, uite aici așa. Vino un pic mai aproape și să ne întoarcem cu fața către cei care ne privesc. Tu știi o poezie? Sau un cântecel? De ce? Un cântecel, ne cânti ceva? De ce? De ce? Păi moșului îi plac poeziile, cântecele foarte mult. Dar dacă nu ești pregătit acum, spune-ne, ai fost cu minte anul acesta? Da? Da, a fost foarte cu minte. Înseamnă că a fost ea cu minte. Iasmina, uite, moșul o să-ți dea un cadou pentru că ai fost foarte cu minte anul acesta. Ia-l, că e al tău. Aplauze pentru Iasmina. Dar e greu cadou ăsta pentru ea, măi. Andreea A. Uite aici, uite mai. Mulțumesc și eu. Milea Paul. Paul, unde ești? Nu este. Măi, spiridușule, unde ești? Unde te ascult? Stoica Andreea. Ia. Vine și Andreea chiar Vine acum. Și Andreea. Ei, și Georgiana G. Georgiana? Ia să vedem, Georgiana. Uite, am să vin eu mai aproape de tine, poftim. Ia uite ce copil mititel. Andreea B. Și somnoros. Andreea B. Oi. Păi da, cum să nu? Oi. Vă prezint pe Andreea Stoica. Ei, dacă doarme și pe scenă în aplauze, mare artistă o să fac. Moșule, vreau să mai vină pe scenă Vrânceanu Andrei. Emanuela. Uite, Emanuela e deja aici. Măi, spiridușule, dar tu lucrezi pe la spatele meu așa. Vrânceanu Mario, moșule. Vrânceanu Mario. Mario, ești aici? Mario! Fă-ne cu mâna dacă ești. Vine mai aproape Mario, de noi. Ia uite cu câtă viteză vine Mario încoace. Oi. Și se pregătește și Andrei, tot Vrânceanu. Și e și Andrei, uite. Ia să vedem. Amândoi zâmbăreți. Denisa, vino și tu, Denisa. Bună seara. Dar ție îți place manșeta aia atât de mult și degețelul așa? Câți ani ai tu? Doi, foarte bine. Tu un an și patru luni, mult înainte, și tu? 7 ani. 7 ani ai, of! Și spune-ne, dacă tu i-ai pregătit ceva moșului. Da. Ia, să auzi. Ce mai barbă are moșul, lungă până la vău. Un stăz în sene, fete toate ca sfadază. Bravo, aplauze! Moșule, uite, am să le... Ia, ajută-mă, că eu nu văd bine aici. Am să le dau eu cadourile. Ia, mai puteți să luați? Uite, și pentru Mario. Îl putem da lui. Mario poate să-și țină cadoul lui. Vai, dar ce mare. Mulțumim și noi. Ia să vedem. Cristina S. Cristina S. Cine e Cristina S? Clara S. Așa, uite, Clara, mulțumim.
Milea Ionuț. Ionuț? Bănuiesc că era cu Paul. Ia să vedem, cine mai e aici? Popescu Maria Raisa. Raisa. Este și vine spre scenă. Unde e Raisa? Că nu văd, măi. Ia vino tu mai aproape, Raisa. Ia uite ce fetiță frumoasă vine spre mine. Bună seara. Bună seara. Câți ani ai tu? 7 ani. Bravo, mulți înainte. Și ai pregătit ceva pentru moșu? Da. Ia să auzi. Acum un prag de sărbători, să aveți în suflet numai flori, lumina să vă călăuzească, credința în Dumnezeu să vă întărească. E postul sfânt, e postul de Crăciun, în care omul e menit să fie bun, smerit în rugăciune să trăiască, pe Dumnezeu și pe Iisus să-i cinstească. Bravo, Raisa! Ia uite ce cadou ai tu, Raisa! Mulțumim frumos! Stoica George! Și te așteptăm tău, și pe tine. Așa. George. George Stoica. George Stoica. Uite-l, moșule, că vine. Am să te rog să ții dumneata cadoul lui. Ia. Până vine pe scenă aici, e foarte zâmbitor. Uite, chiar am să-l conduc până aproape de dumneata. Ia, uite-l. Prinde mâna așa. Așa, uite. Bună seara, George. Bună seara. Bună seara. Câți ani ai tu? 8 ani. Mulți înainte. Și ai pregătit ceva pentru moșu? Să mai văd venicălări, 3 crari mari având la el, cadouri pregătite, menite, lui Iisus sunt menite. Aplauze. Bravo, e bun și atât. Așa. Ai fost cu minte anul ăsta? Da. Da, ei, dacă ai fost cu minte, ia uite, meriți un cadou. Cu mare drag. Moșule, aș vrea să aflu dacă Alexandru Milea este. Alexandru? Unde e Alexandru? Până ne aude Alexandru, Banu Sabrina este? Este, ia să vedem. Fă-ne cu mâna, Sabrina, dacă ne vezi. Este, ia. Bun. Uite că vine. Te așteptăm aici. Și îl invităm și pe Stoica Emil să se pregătească. Sabrina, vină mai aproape. Bună seara, Sabrina. Câți ani ai tu? 8 ani. 8 ani, bravo, mulți înainte. Și ai pregătit ceva pentru moșu? Da. Ia să auzi. Moșule, din sacul tău, dă-mi și mie un cadou și o să fii și mai cum de ce putea. Atât, rapid, scurt, ai scăpat, bravo. Spiridușule. Măi, spiritușul nu vrea să-ți dea cadou. Ce se întâmplă aici? Măi. Ia uite și cadoul tău, bro. Cu mult drag, Sabrina. Aplauze și pentru Sabrina. Ia să vedem, moșule. Hai că mai avem puțin aici, așa. Cristina M. Uite, opa. Cu mult drag. Ia să vedem. Măi, dar e un voinic aici, măi, spiritușule, de așteaptă să fie chemat, da, la mine, moșule, și tu nu m-ajuți, este Stoica, măi. Emil, vină mai aproape, Emil. Emil, tu ești. Vai, dar nu văd eu atât de bine. Ia, câți ani ai tu? Am 9 ani. 9 ani, bravo, mulți înainte. Și ai pregătit ceva pentru moșu? Ia să te auzim. Uite, una s-a desprins dintr-o margine de nor și coboară încetişor. Oare a nins? E fulgul din tâi și aduce vă din soare. Drumurile albe peste voi, râscut, rate în ochii tăi, sănioară zârgălăi. Bravo! Bravo, Emil! Uite, cred că moșul poate să ți-l dea. Așa. Mulțumim, Emil! Cristina S. Cristina S. Cristina S. S. Nu este S, nu este S. Cecilia! Uite, Cecilia! Măi, iar lucrați pe la spatele brăduțului. Nu, moșule, iartă-ne, dar n-avem cum. Maria V. Maria Voinica. Unde-i Maria Voinica? Maria. Bro! Adrian G. Adrian G. Gabriela B. Poftim, Gabriela. Ei, și până mai înmânez eu un cadou, aș vrea să invit pe scenă pe toți copiii care nu au primit deloc cadou. Îi aștept, uite, aici, lângă moșu. Adelina? Așa, Adelina. Uite, mai bine moșu.
Fiți atenți, am să vă las cam 15 secunde. Cred că ar fi suficiente pentru cei care sunt în sală și încă nu au primit cadou. Unu, și când ajungeți, vă așezați aici, moșule, scuze-ne, doar 15 secunde cât, ne, 15 cât ne așezăm aștept. Noi aici lângă așa. Brad. Unu, doi, aici, veniți mai aproape aici. Trei, luați loc, patru... 5, luați loc aici, 6, 7, 8, 9, mai sunt copii în sală care nu au n-au venit deloc aici pe scenă? 9, jumate, 10, 11, mai aveți timp să vă hotărâți? Așa, haideți mai aproape! Bună seara, bună seara, mulțumesc! Dar despodobim mai târziu prin ianuarie. Moșule, mai este un copil în sală aici care n-a primit cadou, dar nu e atent la noi acum. Dorin, vino și tu că n-ai primit cadou de la moșu. Haide, haide că ai făcut semn toată seara că tu vrei un cadou mare de tot. Vezi, moșu, te-a ascultat chiar și pe tine. Moșule, până se hotărăsc ceilalți din sală care încă n-au ajuns pe scenă și nici n-au primit cadou până acum, când ajungeți, vă rog să luați loc, aș vrea să-i cunoaștem. Uite, dar și tu ai barbă. Nu. Mai tu vrei să-mi iei locul, mă. Îi vrem. Îi vrem. Dar cum făceai tu semn de acolo, măi? Cum făceai tu semn de acolo că vrei și tu cadou, măi? Dar ce-ai făcut tu așa de important să vrei tu cadou de la mine? Fetiță, uite ce față intrigată are. Dar și eu am fost cu minte. Merită el cadou de la mine, copii? Moșile, eu cred că merită. Merită un cadou? Merită, da? Ia, uite, mă rog cu copii. Copii au spus să primești. Asta e pentru tine? E, e. Dar tu ai fost cu minte? Da. Ia convinge-mă tu că ai fost cu minte. Ia zi tu o poezie și un cântecel. Colindă, colindă, e vremea colindelor. Și gheața lucește asemenea oglindelor. Se... și tremură brazii, mișcând rămurelele, căci noaptea de azi când scânteie stelele. Se bucur copiii, copiii și fetele, de dragul Mariei își piaptă-nă pletele. De dragul Mariei și al Mântuitorului, răsare pe ceruri o stea călătorului. Bravo! Mulțumim, Dorin, să fii și anul viitor la fel de bine pregătit. Ei, uite, până... până una alta, moșule, vreau să aduc la dumneata pe cineva foarte nerăbdător. Hai cu mine, hai cu mine. Așa, uite, fii atentă că îți fac cunoștință cu cineva. Wow, 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 wow. Așa, wow, au wow, 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 wow. Toate au căzut aici. Despodobim. Bună seara. Tu vrei, măi, ea vrea globulețul. Vrea globulețul, o să îl dau, moșule, dar după ce îi dai dumneata un cadou. Opa, așa. Poftim, știm că a fost cu minte, în orice caz are mult timp să fie cu minte de acum încolo. Pe cine mai avem noi? Vino mai aproape. Vino tu. Bună mai aproape. Bună seara, voinice. Păi da, cu tine vorbim, păi, normal. Așa. Așa. Bună seara. Uite, vino așa să ne vadă. Ia zi-mi tu mie câți ani ai. Acolo, da zi. Ei, probabil e la fel de bătrân ca microfonul. E bun. Cum te cheamă pe tine? Cum te cheamă? Ei, lasă, că știe cred el că, și cred e de azuț. Cred că el mărmurit de când l-a văzut pe moșu. Păi, da. Moșule, numai dumneata ai efectul acesta asupra copiilor. Uite, moșu ți-a adus un cadou de departe, de departe. Ia-l că e al tău. Ia-l tău. Prinde, prinde, a, așa. Bravo. E al tău, pune-l așa, prinde-l cu amândouă mâinile. Hopa! Și merge așează-te acolo, da? Hopa! Aplauze!
Moșule, aș vrea să mai cunoaștem pe cineva. Vino și tu. Ia uite o domnișoară cu o floare în păr. Ia să vedem. Bună seara. Te asortez cu moșul. Bună. Bună. Câți ani ai tu? 4 ani. 4 ani. Dar cum te numești tu? Ioana Pectu. Vai, încântat de cunoștință. Eu sunt Moș Crăciun. Așa. Tu ai pregătit ceva pentru moșul? Ia să ascultăm. Îl coboară pe jos, ajungi pe pământ, eu vino în palma mea, că s-a strâns, s-a topit. Oare unde o picătură de apă a stat aici? Bravo! 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 Uite, unde moșule, e cadoul pentru tânăra domnișoară? Ia, poftim. Uite! Mulțumim. Așa, ține bine. Uite, de cadou. Vino și tu. Cum te cheamă pe tine? Maria Cristina. Maria Cristina, vino mai aproape de moșu, că aveți ceva câți de... Câți ani ai tu? 5 ani. Mulți înainte. Și ai pregătit ceva pentru moșu? Moș Crăciun, cuplete d'albe, a sosit de plină mezi și aduce, da... Multe la fetițe și băieți, Moș Crăciun, Moș Crăciun. Bravo! Bravo! Uite foarte acolo cadoul. Moșule, așa. Măi, ne jucăm cu cadou așa. Uite, aș vrea să aflu cum te cheamă pe tine. Sătați-vă via Maria. Sofia sau Maria? Sătați-vă via Maria. Am înțeles. Fii atent. Vino aici mai aproape de moșu și spune... Bună seara. Te las să vorbești tu cu eu. Eu sunt sădaci Fofia Maria. Vai, încântat de cunoștință, dar ce zâmbăreață ești tu, Maria. Câți ani ai tu? 4 ani. 5 ani. 5 ani, gata, nu mai ai 4 ani, ai 5 ani. Gata, am înțeles. Și ai pregătit ceva pentru moșu? Da. Ia să auzim. Eu sunt Fultu, șutăuș, fesel, tampituș și pute-pute-putez și nu vată-vată-pet. Te tu fine, te tăciun, tot omul să fie bun. Tu toci să ne adunăm, să mergem să o tăintăm. Moș tăciune, moș tăciune, mie inima ta întâlpune, tăte seceană lânfia, mine ta întânt. Bravo! Bravo, Maria Sofia! Ai fost minunată! Ia uite ce cadou frumos! Așa! Mulțumim, uite, poți să merg la mami sau acolo? Vino și tu, ia să vedem! Vreau să aflu cum te cheamă pe tine și ce ai pregătit mai exact pentru moșul. Mă cheamă Andreea Petrică. Așa, Andreea! Și, uite, vino mai aproape! Steaua sus răsare, ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește, că astăzi curata, prea nevinovata, Fecioara Maria naște pe Mesia, naște pe Mesia. În țara vestită, Betleem numită, magicum zăriră, steaua și porniră, steaua și porniră. La anul și la mulți ani. Mulțumim. Dar eu văd că ai venit cu ceva aici. Cu ce anume? E un cadou pentru copii de la Diagonia. Și ne spui și nouă ce este? Sunt câteva scări scrise și redactate de mine. Tu ești scritoare, moșule. Păi punem bine pe listă acolo că un scriitor trebuie să aibă și instrumente bune de scris. O să ținem minte acest lucru. Și ai ales pe cineva cui să-i dai aceste povești? Sau sunt în mai multe exemplare? Și eu cred că cea mai bună persoană care să facă ca aceste povești să ajungă tuturor, cred că este doamna directoare, îi le poți da dumneai, dar până atunci noi avem ceva pentru tine, păi moșu, da, stai are aici, să-ți ia, dea uite. Și ție un cadou. Bro, ia. Mulțumim! Mulțumim frumos, uite, ia din nou loc, ia să vedem, cum te numești?
Ce faci tu, tinere? Hai, hopa, sus, așa. Ne aranjăm pantalonii și venim în față. Ia. Vino așa să ne vadă toată lumea. Cum te numești? Teodor. Teodor? Câți ani ai? 6. 6, așa. Ai pregătit ceva pentru moșu? Da. La sfârșit de calendar, de sagi încarcă, să nu aștepte în zadar copiii din lumea întreagă. Sufă greu printre troiene, dar nu se lasă bătut orice ar fi, și la copii aduce braji și jucării. Bravo! Bravo! Bravo, mulțumim! Ia uite, ce, tu ce o să te faci când o să fii mare? Mult timp să ne gândim. Uite, moșule. Ia uite. Mulțumim. Uite, ia loc acolo. Ia să aflăm pe cineva cum, care stă deja pregătită în picioare așa. Cum te numești? Stoica Cristina Elena. Stoica Cristina Elena. Moșule, uite, am să te las pe dumneata să o întreb mai departe, păi, da, anumite, ia, lucruri. Câți ani ai tu? 9 ani. 9 ani. Bravo, mulți înainte. Și mă gândesc că ai pregătit ceva pentru moșul, da? Nu. Nu. Da, ai fost cu minte? Da. E bine, dacă ai fost cu minte, atunci ia uite cadou de la moșul. Bravo! Asta e pentru tine. Ia uite încă un cadou de la moșul. Da. Ia uite! Mai avem un cadou pentru tine. Măi, Cristina, măi, dar ce... Cu mare drag, Cristina. Cristina, până anul viitor ai timp să pregătești așa o super scenetă, un super cântec, o super poezie pentru moșu, bine? Bine, îți mulțumim, uite, ia loc. Ia să vedem, vino și tu. Cum te numești? Haide, Aurel. Aurel, vino mai aproape. Ia să te vadă și lumea din sală așa frumos. Câți ani ai tu? 9 ani. 9 ani, mulți înainte. Și ai pregătit ceva pentru moșu? Da. Ia să auzi. Obrat frumos, obrat frumos, cu cetina tot verde, tu ești copacul credincios, ce frunza nu și-o pierde. Obrat frumos, obrat frumos, cu frunza... neschimbate. Bravo! Bravo! Foarte bine! Uite, moșule, ai dumneata aici un cadou să îl oferi lui Aurel. Poftim, Aurel, mulțumim! Ne întâlnim și la anul. Ia să vedem. Gabriela, vino mai aproape. Ea e Gabriela Maria. Am auzit noi că ar cânta foarte, 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 foarte bine. Gabriela, i-ai pregătit ceva moșului? Da. Ia, spune, uite, prinde tu microfonul, uite-te în ochii moșului și spune. În seara sfântă de Crăciun, pe drumul nins de lună, trei magi călări cu suflet bun aleargă împreună. De unde vin? Cum se numesc? Ce doruri frământă? Spre oiesle ei călătoresc și cerul le cântă. Și cântând inimile lor aprinse bucuria, a s-a născut un salvator, a s-a născut Mesia. Bravo! Avem și un cadou. Așa cum spiritușul vine să mă ajute. Dar eu nu văd aici, eu nu mai... Ia uite! Mulțumesc! Cu drag, cu mare drag! Mulțumim și noi, Gabriela, și îți dorim să devii o mare, mare cântăreață. Deja ești, dar așteptăm să ascultăm concertele tale pe la vreo 30 de ani, așa. Uite, mergi tu acolo unde te așteaptă cei pe care îi cunoști. Ia să aflăm, cum te numești? Iuliana. Iuliana, i-ai pregătit ceva moșului? Desigur, moșule, auzi, ia să auzim. Bună seara, câți ani aveți, domnișoară? Destul de mare, 18. O, mulți înainte. Ia, ce ați pregătit noastră pentru moșu? O poezie simplă, dar frumoasă. Prin nămeți în fapt de seară, a pornit către oraș, moș bătrân cu nepuraș. Simplu. Bun, bravo, felicitări! Simplu, rapid, am terminat. Mi se pare repede. Corect să pregăti cu o poezie. Păi da, ia uite, poftim. Și cadou de la moșu. Ne întâlnim și la drag. Anul. Ia, vino tu mai aproape. Uite ce băiat voinic aici! Cum te numești? Antonio. Antonio, ai pregătit ceva pentru moșu? Din păcate nu. Ai tu sigur, da, sigur, sigur aș pune totul la bătaie că ai un cântec preferat.
Mai puțin preferat. Care cântec ar fi? Nu știu. Fii atent, moșule. Eu l-am urmărit pe Antonio și știu că anul acesta a făcut și el fapte bune, berechet. Da. Zi-mi o faptă bună pe care ai făcut-o anul acesta. De la școală, de pe stradă, din familie, ceva la care ai contribuit și tu. Am învățat. Ai învățat, păi, ai făcut un lucru foarte bun pentru tine, iar noi apreciem aceste idei. Mulțumim, Antonia! Mai avem pe cineva, moșule, tare nerăbdătoare și în același timp răbdătoare, căci i-a așteptat pe toți. Cum te numești? Elisa. Elisa, aș dori să-mi spui la fel, moșule, n-ai vrea să afli și dumneata ce faptă bună a făcut Elisa? Ia să vedem, ia ce faptă bună a făcut am Elisa. Am ajutat la donații, am desenat ceva și după aia le-am vândut și le-am donat unui centru. Bravo. Foarte bine, foarte bine, Elisa. Felicitări și aplauze! Moșule, oferă-i dumneata Elisei acest cadou pentru că îl merită. Cadou. Cu drag, cu mare drag. Mulțumim, Elisa. Ei, și moșule, acum că eu cred că toată lumea a primit un cadou, iar cine nu a primit în seara aceasta, fiți siguri că noi o să ajungem pe 24, fie seara, fie în dimineața lui 25. Iar acum, eu zic că ar fi momentul să ne luăm la revedere de la cei din sală, și cei mici și cei mari. Noi vă îmbrățișăm tare, tare, tare. Vă pupăm. Ia să mă ridic și eu în picioare. Moșule, să vă pe toată lumea. Dumneata, vrei să le transmiți ceva? Măi, eu mă gândesc că ei au fost cuminți până acum, dar că am trebuit să fie cuminți și până pe 24. Ia să vedem. Promiteți voi, copii, că sunteți cuminți și la anul. Nu pleca, vino înapoi. Ia să auzim, să aud eu tare un da, ia. Așa. Să se aude mai tare. Ei bine, atunci, dacă ați făcut această promisiune, ne dăm întâlnire la anul tot de Crăciun. La revedere. Mulțumim, moșule. Știu că sunteți nerăbdători, nu vă strângeți încă hăinuțele, nu vă pregătiți încă să plecați, mai este un mic, mic momențel. Ea nu este aici degeaba, a rămas cu mine, pentru că înainte de a ne lua la revedere, eu trebuie să mulțumesc Radio Lynx, pentru că în acest moment noi suntem în direct, dragii mei. Asta nu știu dacă știați, așa că aveți grijă ce faceți acolo. Aplauze pentru cei care ne privesc în direct. Mulțumim Radio Lynx încă o dată, mulțumim Universității București. Mulțumim tare mult, mulțumim tare mult SPV, FPF, mulțumim tare mult și dumneavoastră. Și o așteptăm pe doamna director de la Centrul Diaconia, pentru că ea vrea să dea aceste povești copiilor și vrem să vă ascultăm și pe dumneavoastră și eu vă doresc sărbători binecuvântate. Sunt Ioana Picoș, doamna director, aveți cuvântul. A fost o seară mult prea plină ca să mai completez cu doar câteva cuvinte din partea mea. Vreau să vă urez sărbători liniștite în primul rând. Copiii și-au pierdut răbdarea, a fost o zi lungă, obositoare pentru ei. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit și anul acesta la realizarea acestui proiect minunat de suflet. Este un proiect susținut în special de către tineri, în special de către voluntari. Este o muncă extraordinară în spatele la momentele acestea. Știu că nu mai puteți, dar simțeam nevoia să vă împărtășesc gândurile mele. Dragii mei părinți, vreau să vă spun sărbătorile cu bine. Dragii mei copii, știu că nu mai sunteți atenți, sunteți deja obosiți. Atât. Shh.
Și din partea noastră, doamnă directoare, un buchet de flori din partea Asociației Studenți pentru Viață, pentru că sărbătorile nu sunt doar pentru cei mici și pentru cei mari, cât și cei mari sunt invitați să se bucure de nevinovăția, de inocența copilăriei. Astfel am pregătit câteva mici buchețele de flori pentru persoanele în vârstă de data aceasta. Vreau să vă spun că voi sunteți cele mai frumoase flori pentru noi. Copiii și tinerii ne bucură foarte mult sufletele, mai ales în aceste zile. Iar cei care sunt bunicii noștri sunt în sufletele noastre în continuare. Vreau să vă mulțumesc și știți că o spun din suflet. Mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim! Iar acum, un buchet de flori pentru președinta asociației noastre, pentru Alexandra. Alexandra, hai de vino! Aplauze pentru Alexandra, pentru că ea stă în spatele acestei munci grele, cu adevărat. Colegii mei comit de multe ori lucruri neprevăzute, să știți. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți în seara asta aici, că ați fost aici, că ați făcut o bucurie copiilor. Mulțumesc tuturor voluntarilor și oamenilor care s-au implicat în această activitate. Doamna directoare, felicitări din toată inima pentru ce faceți. Antonia Stanc, felicitări pentru acest spectacol și tuturor voluntarilor Studenți pentru Viață. Mulțumim, Ioana Picoș. Și încă un buchet de flori pentru o altă președintă, de data aceasta din universitate, pentru Antonia. Haide, Antonia, vino încoace! Aplauze pentru Antonia! Hai, Antonia! Haideți să nu plecăm așa, pentru că finis coronat opus, un buchet de flori pentru purtătorul de cuvânt al Asociației Studenți pentru Viață. Cine o fi, cine o fi? Nimeni altă decât Ioana Picoș. Aplauze! Vă mulțumesc tare mult, mulțumesc din suflet, mulțumesc, Dorin. Iată că se întoarce în favoare, am primit și... Cu minte? Nu mai e voce aici, deci nu trebuie să mai spun nimic. Vă mulțumim tare mult că ați avut răbdare să fiți alături de noi și vă așteptăm și anul viitor. Aceasta a fost a doua ediție Sărbători pentru Toți și cu ajutorul Dumnezeu vor fi din ce în ce mai multe. Și dacă v-ați simțit bine, să nu uitați ca data viitoare, tot în jurul acestei dăți de 21 decembrie, să fiți alături de noi, pentru că vom face Sărbători pentru Toți, ediția a treia. Doamna director! Iar acum vă rugăm toți studenții pentru viață să urcați pe scenă ca să facem o poză de grup. Aplauze pentru studenții pentru viață! Un selfie! Sau un selfie, cum spune Ioana. Haideți, haideți!
Mulțumim frumos! Sărbători cu folos tuturor! La mulți ani! SPV-ul! Back! Centuries.